În episodul de astăzi recomand Pupăza din Morții Tei. În pădurea cu alune avea o casă doi pitici. Vine Pupăza, altă pupăză nu eu, și spune: băi, homosexualilor! Urât din partea ei să zic asta în 2018. Și s-au mai întâmplat multe lucruri interesante, dar punctul culminant e cu mine cântând, făcând poluare fonică. Acoperiți-vă urechile în acel moment și vizionare plăcută. But don't you worry, your pretty striped head, we're gonna get you back to Tyson and your cozy tiger bed. And then we're gonna find our best friend Doug, and then we're gonna give him our best friend hug. Pe bune, acum cine a ascultat părticica asta și e și mai curios să asculte podcastul, tot respectul meu și mă aplec în fața voastră. Deci vizionare plăcută din nou și sper să vă placă. Hei, salut! Eu sunt Nevi. Și bine v-am găsit după foarte mult timp la un nou podcast. După foarte mult timp, o săptămână, bine v-am regăsit la un nou podcast. De data aceasta, ca de fiecare dată de altfel, nu sunt singur, sunt cu Comics Origins. Pentru cei care nu știți Comics Origins, în primul rând aveți link în comentarii, că știu că nu vă uitați în descriere, dar las și în descriere oricum, dar oricum nu vă uitați în descriere, deci las linkul în comentarii. Și pentru cine nu știe pe Comics Origins, vrea neapărat să aibă 100 de abonați și ar fi frumos să facem acei 100 de abonați. Și are clipuri cu comic book-uri mai multe decât am eu, ceea ce e foarte interesant. Și deși e Comics Origins, face și recenzii la filme și la seriale. Îi place foarte mult Mad Men și ce ne leagă e că ne place la amândoi Peaky Blinders. Sper să vă simțiți bine la acest podcast și acum, o să trec pe un ton. Ce faci? Da. Ți-a plăcut ce am zis despre tine? Apreciez. Păi așa e, mai ales eu apreciez hainele de pe tine. Mă bucur. Dacă nu știți, eu și Comics Origins avem mai multe lucruri în comun. Ne plac șepcile scumpe. Doar că eu, după ce dau o sumă mare de bani, nu mai port. Pe lângă că nu mai port, încep să și plâng după. În schimb, el nu plânge că și-și cumpără o șapcă. Dar plângi pe interior de fericire? Da. Dar ție de cât îți plac șepcile? Gen când ai descoperit? Păi, nu știu, câteva luni. E recent? Da. Serios? Da. Stai așa, de ce nu porți fața acum? Pentru că am acești ochelari de soare care am venit afară și... Sper că ați văzut ochelarii lui. Dar noi nu ne-am pregătit absolut deloc pentru acest podcast, doar o singură chestie voiam eu să o zic la început și vrea și el să o zică, dacă nu știe, cum mai vrea, ba știi. Uitați-vă la Peaky Blinders. Uitați-vă la Peaky Blinders. De ce să se uite la Peaky Blinders? Deci, în primul rând, motive. De ce să se uite la Peaky Blinders sau să se uite la altceva? Asta e problema. Deci, știu că toți vreți să vă uitați la Casa de Papel pentru că este cel mai bun serial făcut vreodată. Evident. Bine, acolo sus cu Lucifer. Bineînțeles, și cu Sex Education. Da, Sex Education. Sex Education? Nu. Nu cred că Sex Education. Și cu Riverdale, evident. Așa. Dar există un serial mai slăbuț decât ele, numit Peaky Blinders. Evident, nu se compară cu Casa de Papel sau Lucifer. Nici nu vă spune nimic Peaky Blinders. Da. Asta. Nu inspira nimic. Dar eu zic să vă uitați. Este cel mai bun serial BBC. Bine, BBC nu are seriale slabe. Și trebuie să vă uitați la Peaky Blinders. Și prin trebuie să vă uitați la Peaky Blinders, Gabi Ciupitu, Florin Băzdrăgan, Mario Ghic, care sigur se uită la podcastul ăsta, au văzut Peaky Blinders, așa că eu mă adresez Adelinei, nu-i dau tot numele, dar trebuie să uite la Peaky Blinders. Ar trebui să-i dau tot mai nume. Ba, Adelina Andronachi. Singura fată care a fost pe live la un moment dat. Uită-te la Peaky Blinders. Alexandra, care e pro player sau vreo așa, are multe fan-uri cu World of Warcraft și cu alte chestii, iarăși trebuie să se uite la Peaky Blinders. Și bineînțeles, Alina, pe care o rog foarte, foarte mult timp să se uite la Peaky Blinders. Alina, uite-te la Peaky Blinders. Uite-te la Peaky Blinders. Acum, închide podcastul ăsta și uite-te la Peaky Blinders. Când găsești puțin timp liber, uite-te la Peaky Blinders la primele 2 episoade. Și după gata, nu mai. După poți să nu te mariți. Nu, dar pe mine nu m-a prins pe primul episod, mai bine după al doilea a început să mă atragă. Da, și pe mine. Gen, primul episod e destul de plictisitor. Gen, până înțelegi. Eu la al doilea parcă adormisem și l-am revăzut în dimineața următoare. Pe mine m-a prins la... De acum vorbim un pic cu spoilere, dar... Da, mă rog, de, știi că e faza. Oricum nu o să vă uitați. Se preface că omoară pe cineva, da, și, da. Și acolo când aflu că de fapt m-am apucat și care are niște planuri mai mari cu el, atunci am zis gata, bă, da, interesează. Sunt multe twist-uri. Mă interesează. Și avem și pe Groot și acest tablou de Picasso. Da. Și cam atât. Tu cât ești? Asta ai venit cu metrou. Asta e întrebarea pe care îi întreb pe toți care vin cu mine. Uite, asta o să cadă dacă mai pui piciorul. Gata. O scoatem din podcast. Nu, că e frumos, e singurul lucru frumos din podcast. Lucru, că noi suntem persoane. Te-ai atacat, de fapt ești un obiect. Așa, ce voiam să întreb, că eu l-am întrebat pe Spidey de fiecare dată când a venit la mine, că el vine la mine cu metrou. Au fost fete drăguțe în metrou? Gen, ai avut la de ce data, să te uiți astăzi? Nu prea am văzut. Trebuie să te duci și dimineața, gen, că înțelegi lumea la lucru. Atunci, nu doar că vezi, dar ești silit, obligat să stai foarte lipit de el. Și știu că nu-ți place. Dar ce mai faci tu? Uite, eu sunt foarte interesat de București. Deci acum sunt la podcast, aș vrea să plec, dar nu mă lasă cineva. Nu, că după mergem să mâncăm. Da. Noi vrem să tragem podcastul ăsta cât mai rapid ca să mergem să mâncăm, că e da, chiar, ziceți-ne care e fast food-ul vostru preferat. Întrebarea care e restaurantul vostru de 5 stele cu caviar, creveți, caracat, nu, aia, calamar. Calamar, dar eu am un public foarte cu gustul, nu cu fast food. Întrebarea podcastului, unde vă place să mâncați? La Nebi. Gătesc foarte bine. Da. Fără gust. Bă, bune, fără gust. Deci, tu ce ai mâncat? Ce ți-a făcut bunica ta ieri? Ce pasă? Au fost bune? Eu nu știu să fac cu astea și mă enervează. Dacă e cineva dintre voi care cumva e din București și știe să facă paste, să vină aici, cumpăr eu tot ce trebuie, doar să le faceți voi. Și mâncăm împreună, ne uităm și la Hangover. După mergem să bem, nu? Da. Dar ce, știi ce mă gândeam la un moment dat? Să... Dar cred că ți-am zis să facem un podcast în care să ne îmbătăm. Da, live, să fie live. 3-4 ore. Cât ți-a să te îmbeți? Dacă bei în continuu, cât crezi că ți-a să te îmbeți? Termin un par de ceva, mai imediat altul. Cât crezi că durează să te omețești? Nu știu, facem concurs. Cine se amețește primul. Cine se amețește primul își șterge canal. De YouTube. Nu, că eu mă amețesc primul. Dar eu sunt, deci ce voiam să zic, că tu te-ai născut în București. Da. Și eu când am venit prima oară în București, asta s-a întâmplat acum, bine, am mai venit așa, dar când am venit și stăteam în Slatina, veneam în București să-mi fac control la ochi sau chestii, adică ziua următoare cel târziu plecam, n-am apucat niciodată să văd Bucureștiul calm. Și când a venit cu facultatea, bă, era foarte aglomerat. Și foarte mulți șobolani pe lângă Dâmbovița. Bă, tu știai? Ai văzut? Nu. Deci pe lângă Politehnică, nu, să nu vă duceți la Politehnică. Și dacă gen vă duceți la Politehnică și trebuie să stați la cămin, nu stați la cămin, pentru că... Dacă nu vreți să suferiți... Și problema e că, bă, deci mergi pe acolo prin Regie și e Dâmbovița... fix lângă Regie și sunt foarte mulți șobolani. Mergi pe stradă și mai treci un șobolan prin fața ta. Să mai uităm. Dar cămin să vezi că sunt șobolan, ce n-aș pare. Nu vreau să văd. Dar, gen, tu te-ai obișnuit cu aglomerația la bun început? Gen, dacă ai trăit de aglomerație, când te duci într-un oraș așa liniștit, cum ți se pare? Ți se pare că e ceva de regulă? Nu neapărat, în momentul ăsta nu știu cum mai pare de aglomerație, sincer. Bine, merg mai mult și pe jos, ți-am zis. Da. Și pe unde e mișto de ieșit în București? Tu pe unde ieși în București? Ce parcuri sunt? Stau în casă fiecare, deci. Ce parcuri? Gen care sunt mișto, un top așa. Nu, că eram mai mic, mergeam în Ioret, am zis, dar acum n-am aflat de foarte mult timp. Era mișto înainte. Și am zis că acum l-au renovat. Au mai stat la Da, știu și eu că n-am fost toată acum în ultim și arăta altă față cum e acum. Și e foarte mișto, m-am uit când alerg, pentru că eu sunt o persoană foarte sportivă și alerg în fiecare seară cu Chris Hemsworth, adică, oh! Ah, mereu piciorul! Scuză-mă. Nu, dar ideea e că eu sunt un pic mai pufos, ca să nu zic cras. Mai... Și am început și mai devenit mai atlet. Un pic. Bă, dar m-am uitat, gen, după ce am pus... Mă gândeam dacă după ce am pus reacția ta sezonul 2 până în descriere recenzia la sezonul 1 și am căutat recenzia la sezonul 1 și eram... Ba, am făcut, dar eram... mai mare, da. Eram total și mi se pare că am mai slăbit puțin și vă recomand să... Bă, dar te simți, tu ai fost gras vreodată? Nu. Deci tu ai avut constituție de genul... Bine, gras nu înseamnă că dacă ai avut puțină burtă, tot ești... Nu. Când eram mai mic, eram mai pufos, dar n-am fost niciodată gras. Eu am fost grav. Grav? Gen... Ca să înțelegi, nu știu dacă ți-am pus, dar mai povestești lor. Am zis, gen, podcastul ăsta o să apară după ce au făcut planurile pe 2019 și acolo au povestit niște chestii și acum o să aibă sens să vorbesc despre asta. Că am zis că vreau canalul ăsta să fie și despre mine, nu doar despre filme și seriale. Că gen, am trecut prin niște chestii și niște experiențe mișto, nasoale și mi-ar plăcea să povestesc despre ele. Pe mine nu mi-e rușine. Te-ai uitat? Sau, da, motivațional, așa e acolo, ce am pățit, ce am prins, ce am trecut. Am niște povești astea de căcat, care le-aș spune, că nu mă relajează. Da, m-aș uita. Da, eu într-a 12-a, pentru că nu că eram eu stresat cu bacul, că eram stresat de profesor și părinți cu bacul. Că e o diferență. Păi, da, de profesor. Deci eu știi ce făceam după liceu? Ajungeam acasă. Ajungeam la 1, maica mea venea de la serviciu la 2:30 și între 1 și 2:30 mă duceam la magazinul de lângă în fiecare zi și luam o sticlă de 1,25 litri de Pepsi și o pungă mare de chipsuri în fiecare zi. Și am ajuns la 93 de kg. De la stres. Nu mă mai suportam. Și apoi la București, pentru că în Slatina abia acum se face primul mec. Deci tu îți dai seama cum am fost eu în București, care văd Spartan, KFC, mec, pam. Era... Ce mai era altceva? Mai erau de-astea, fast-food-ările. KFC nu era? Mamă, mergeam... Deci noi când am dat de permis, mergeam în Craiova pentru mec. Și făceai o oră și ceva până în Craiova. Mergeam noaptea la zi la asta, de te duci cu mașina. De te duci cu mașina și comanzi la mec. Merg cum se drive-thru, nu știu. Da, și deja, deci eram în modul ăla și când am văzut toate fast-food-urile și toate chestiile astea în București, am fost exact ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. Am intrat în toate și m-am făcut elefant, ajunsesem să am 100, gen cel mai mult am avut 105 kg. Da. Imaginează-te pe mine acum cu... Păi stai că mă făceam un calcul. Cu undeva la 20 de kg în plus. Acum. Da. Cum ar fi fost? Gen, tu nu mai aveai loc pe canapea asta. Tu stăteai undeva pe jos așa. Exact așa stăteai. Că nu mai aveai loc sau așa. Ți era frică. Era frică, poți să fugi mai repede. Că stau și la etajul 3 și să te arunci, nu știu dacă e cea mai bună soluție. Mă împiedicam pe scări. Da. Dar după... Acest băiețaș s-a motivat și a slăbit un pic. Da. Ai mâncat ca Chris Hemsworth. Da, am mâncat ca toți. Nu știu, ție îți place Michael B. Jordan? Da, e ok. Gen, nu ca actor neapărat, mi-mi place. Păi nu știu cum e ca persoană. Mă uit la antrenamente și la alea. Și în general așa tare. Nu știu, îmi place mult fizicul lui, de fapt, mai mult decât... Cum joacă el, că așa n-a avut, nu cred că a avut, a avut ceva care a jucat așa mai... Da, ceva Creed, care l-a provocat să... Creed, puțin. Bă, eu la Creed 2 am pus în sală de cineva. Ai văzut Creed 2? Da, normal. Eu sunt, pot zic că-s fan. Îți place, nu? Și mie îmi place. Da. Ai văzut Rocky-uri astea, nu? Am văzut, nu le-am văzut pe toate. Nici eu. Dar Creed mi-a plăcut mult, mi-a plăcut mult. Da, e... Nu, și eu l-am tot amânat Creed-ul. Dar și 2, ci că... Nu, multă lume zice că n-a fost cine, dar mi-a plăcut foarte mult. E m-a sensibilizat foarte tare. Și ăsta, oponentul actor era român. Da, nu era... Ba, nu era actor, era... Pugilist, așa. Da. Acum și-a început cariera de actor. Am văzut eu la pe YouTube un interviu cu el și era de la Antena asta și pugilistul Florian Munteanu. Bă, dar era atâta mai bruta. Poate mai vedem în ceva acum. Creed 3. Nu, nu se întâmplă. Ar fi ceva, ar fost mișto să-l joace ceva pe care iar să nu zică un cuvânt. Da, a vorbit cu Tasu de vreo două ori. Da, două propoziții. Da, cam așa ceva. Dar ideea e că eu m-am pus să alerg în fiecare seară aproape, de pe 4-5 ori pe săptămână. Tu alergi, tu te duci la fotbal. Nu la fotbal. Ceea ce e cam aceeași chestie. Da, da, dar fotbalul e mai distractiv, că așa să alegi ca prost în jurul parcului e mai plictisitor, dar la fotbal... Victor la fotbal. Sau ce, sau galerie, îți fac galerie. Stai portar. A, și pentru, probabil, zi, de fapt, când o să urce podcastul ăsta, deja meciul care în seara asta a fost, da. Între cine? Deci, cam sigur se uită la fotbal, mult băieți. Două meciuri. Așa. Steaua joacă cu o echipă din Cehia. Așa. Și Craiova joacă cu niște greci. Și pronostic pentru fiecare? Deci, cât crezi? Steaua... Dar sincer, nu că... Sincer. Așa. Steaua chiar dacă o duce prost în momentul ăsta, așa, zic că o să câștige cu 2-0 sau 2-1 și Craiova, sincer, cred că o să scoată un egal 1-1. Craiova, dacă nu scot egalul, pierd sau cum? Da, păi joacă fără suporteri, că au primit amendă. Da, asta cu suporterii chiar e gen, chiar da, contează? Păi contează cel mai mult. Serios? Da. Nu cred că e și o chestie de marketing asta, nu, nu. Că jucăm la ei sau... Nu, asta contează cel mai mult. Serios? Da. Păi la Halep nu cred că vin așa, mă supăr, și ea câștigă. Da, mă, dar e tenis. Ai Halep. Păi da, tu compari la o arenă de aia 1000 de oameni cu... Dar chiar pe... Tu ai fost pe aia națională, mai o casă. Da, am fost de mult faci. Cât de mare? Eu n-am fost niciodată. Păi sunt 55.000 de locuri. Mamă. N-ai fost niciodată? Nu. Și ai prins loc în lojă? Păi nu, că gen la lojă te duci, gen cu cineva, invitație. Da, păi am văzut la, nu mai știu la cine, un clip cum e în lojă, bă, dar acolo m-aș uita și eu la mine, să ai acolo mâncare. Nu, eu mă duc mereu în peluză, adică în galerie. Da, presupun că acolo e energia și... Păi da. Se scandează, se înjură, ce zici, se mințe. O să te iau la meci odată. Da, l-aș veni eu, da. Facem un podcast acolo. Da, podcast de la meci, în pauză, 15 minute. Să fie live. Dar mă ghicesc acum scorele la meci. Mamă, tu stai să încetare ar fi? Păi ar deveni viral podcastul ăsta dacă... Nu cred că ar deveni viral. Îl facem să fie viral. Îl facem să fie viral. Îl bolnăvim cu o boală virală. Am ghicit scorele la ambele meci. Dar ziceam iarăși de... gen am zis de Peaky Blinders. Doar că Peaky Blinders are comedie? Nu. Bă, e un episod mai știi când ies atunci toate femeile. Dar e amuzant într-un fel, nu amuzant. Gen, eu mi-am și acum când îl scot pe John, atunci să-l însoare și zic că ai la război și îi te amuzi de situații, mă. Da, nu de... Dacă nu se face vreo glumă sau... Dar tu crezi că femeile sunt atrase de Thomas Shelby? Da. Serios? Gen, mă uit la el și... Ce? E foarte, nu știu, gen, mie îmi place mult personajul ăsta pentru că, după ce, pe lângă faptul că e inteligent, și nu e fratele mai mare, asta mi se pare atâta că e la mișto. Da, da, e ales mișto, că nu e fratele cel mai mare, i-ar fost un clișeu să fie fratele mare cel de gen. Ba, nu ne-am, ba da, cam da. Nu, dar e, nu știu dacă e adevărat chestia asta, dar oricum eu știam, gen, dacă sunt doi frați, al doilea, ăla mai mic e ăla inteligent. Ai auzit și tu faza asta? Nu, dar din multe chestii e așa. Mie îmi place la el și că e, nu știu, e foarte șarmant. Gen, e foarte gentleman, dar în același timp, când se apucă de afaceri și alea, și mă place când se enervează, gen, când nu ești lucru. Și apoi, în episodul următor, imediat rezolvă situația. Arthur e mai mișto când se enervează și așa. Da, da, e... Mi se pare că personajul e făcut să enerveze. Da, 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 dar și fața ajută, gen, văd venele pe aia, se face roșu la față, la Tommy nu prea e. Nu prea se face. Dar bine, de multe ori mai și are și ochii albaștri. Da. Crezi că la băieți contează să ai ochii albaștri pentru copii? Vă plac băieții cu ochii albaștri? Că eu nu i-am albaștri. Îți pui lentile. Aoleu, lasă-mă că să-ți povestesc o fază cu, nu cu lentile, cu altceva. Eram la țară acum 2 săptămâni și bunica mea are zi. Își pune dinții pe zi. Placă proteză. Placă ceva și o ține într-un pahar cu ceva. Și a pus-o în cel mai, gen, m-am dus cu taiul meu să mâncăm în bucătărie și a pus-o în cel mai neinspirat loc, gen, normal o pui pe noptieră chestia aia. Și mă duc eu să iau pâine dintr-un coș și mă uit în pahar și erau niște dinți, era seară. Și am văzut dinți și era, ai, serios, mama, baie. Acolo te-ai găsit să-i pui. Mamaie, ce ai făcut, mamaie? Dacă tu zici bunică sau eu zic mamaie, eu nu am. Da. M-am obișnuit așa. Nu e mare diferență. Uitați-vă la Peaky Blinders. Ar trebui să zicem asta mai des. Da. Dar eu nu știu de ce... Titlul ăsta o să fie titlul la podcast. Uitați-vă la Peaky Blinders podcast. E foarte interesant că și eu știam de mult de Peaky Blinders, de nume serial, dar foarte greu m-am apucat de el. Nu, eu din prima de când am apucat de el m-am apucat. Nu, eu nu. La mine n-a fost. A fost total invers. Știam de mult de el și mă uitam la Arrow și... La tine astea am trecut. Bine, că și-am văzut acum ultimul sezon din Venom, nu mai eu. Prin perioada aia. Da. Da, Luther ai văzut de la BBC? Nu, dar vreau să-l văd, cred că e foarte mișto. E prea mișto. Dar toate de la BBC, sunt foarte puține care să nu-ți placă. Știi ce e acum, dacă stau să mă gândesc la BBC, sunt personaje negative mișto. Da. Gen, nu știu dacă în Peaky Blinders neapărat sunt mișto personaje negative. Am văzut un serial de la BBC, Happy Valley, unde e cu poliția britanică și tot personajul negativ era foarte mișto. Și era general cu o tipă care era polițistă. Ah. E mișto. Dar mă gândeam așa, gen, în Peaky Blinders cred că are cei mai slabi villaini, așa, că s-ar spune. În comparație cu Sherlock și Luther, păi... În Sherlock e Moriarty. Păi da, nu compara cu Sherlock, păi da, Sherlock e cunoscut pentru villain, ca zic. Gândește. Păi n-ai cum să compari un villain din Sherlock cu unul din Peaky Blinders, că Sherlock nu e atât de realistic. Nu, că a existat Sherlock. Ai zis? Da, dar... Ai citit Sherlock? Ai văzut în filme cum... Păi nu lasă filme, zic de fix de serial. Bine, că și serialul are loc în secolul 21, mi se pare, adică... Nu e... Când apare în Peaky Blinders ăsta jucat de Adrian Brody, italianul, ăla mi s-a părut genial. Da, dar să vezi în Luther ce villain e pe acolo. Le-ai văzut pe toți? Da. Nu, mi-a plăcut foarte mult. Și nu neapărat, nu pentru Idris Elba, e mișto tipa care mi-a fost o surpriză, că eu nu știam, deși avea, ok, ceva cu detectiv și hai să mă... A jucat în Hobbs & Shaw. Black Superman. Black Superman. Dar ce, costumul îi dădea puteri? Nu, era... Nu știu, gen avea unde ăsta un costum super impenetrabil și arăta un dat... Gen făcuse... Și n-avea și o mască, dacă tot avea văzut? Nu, gen îi făcuse, era modificat genetic. Am văzut ceva. Era un fel de robot și avea și la coastă, gen toate... Coloana. Toată coloana era din metalică, din fier. Ma. Și a ajuns aici. Da. Săracul aici, săracul. Săracul, ce mai face acum? Oare în câți bani mai face baia acum? Da, ai zis el, ba, săracul. Dar foarte important să vă uitați la Peaky Blinders pentru că e bun. Și e foarte underrated. Ba? Nu e underrated? Nu. Băi, eu nu auzisem. Gen, dacă cauți recenzii la Peaky Blinders, nu găsești multe. Da, dar uite, de exemplu, că orice persoană pe care o știu s-a uitat a zis că e foarte, foarte bun. Păi da, dar trebuie să-i până îi convingi să se uite. Da. Că așa e foarte greu să nu te prindă. E prea mișto personajul. Da, personajele. Da, de te baby, eu m-am identificat cu Thomas, că și eu am ochii albaștri, arăt bine. Da, mi-a făcut foarte mult personajul, așa m-am îndrăgostit și de Suț. Pentru că personajul principal te aprind foarte tare și nu neapărat că te identifici foarte mult, dar idealurile de personaj, gen așa ai vrea să fii tu la un moment dat. Da, Suț e doar dialog, nu? Da. Păi sunt avocați, ce crezi că vreau să fie acolo? Adică nu se întâmplă. Dar sunt mișto dialogurile. Cred că o să mă uit la un moment dat. Bă, nu ți-aș recomanda. S-a terminat? Se termină acum, e the last season. Și se termină. Dar la un moment dat, gen primele sezoane sunt mișto. După trag de el, se învârt așa în cerc. Și flash se mai învârt. Făcea un tornad. Dar tu de ce bei ăla ce? Bă, băieți, așa dau eu un exemplu. E vina ta. Îmi place foarte mult șapca ta. Da, păi am luat-o cu tine. Păi da, chiar e foarte mișto. Mă bucur, îți place. Dar mie nu mi-a stat bine. Dar nici măcar n-ai probat. Păi nu, gen, cum o porți tu așa. A, păi tu îl porți invers. Păi, dar zi tu că nu-mi stă mai bine invers. Unde o ai pe aia? A, ai pierdut-o. A, da, și Alina, trimite-mi tricou, te rog eu frumos, cu Adidas, cu mov și cu galben să mă asortez cu șapca, ca să am și eu stil. Și a zis că are un tricou de Adidas, mov cu galben și părea, gen, mă gândeam, bă, dar asta ar merge simplu cu șapca. Nu am tricouri mov. Tu ai tricouri mov? Galbene? Sau cu ceva galben pe ele? Nu. Tu ce culoare porți la haine de obicei, ce-ți place? Păi... Că trebuie să vorbim și de modă pentru că... Da... Albastru, alb și roșu și negru. Mie îmi place mult combinația de roșu. Și gri, și gri îmi place foarte mult. Gri? Da. Mie nu-mi place că se vede transpirația foarte urât la sub braț cu gri. Gen, se face negru la sub braț. Dacă porți un tricou alb și transpira sub braț, nu se prea vede. Dar dacă porți gri, la mine se face negru. Eu acum e tricou, dacă aveam un tricou gri pe mine, acum era... Ieșiți de pe podcast, gata. Nu ieșiți, bă, tu așa încurajezi oamenii. Bă, eu mă întreb dacă rămâne, dacă se uite ceva pe video până aici. Sau doar îl ascultă. A, să-l asculte? Da. Că eu așa, când... Mi se pare că Adelina a zis că îi place să asculte. Păi da, dar nu arătăm nimic acum. Așa, gata, a zis la moment. Da. Și tablou superb. Dar știi ce ar fi tare? Să facem un podcast în care pur și simplu să arătăm cu degetul spre diferite lucruri și muți. De ce am face asta? Uite chestia aia și mamă, uite... Ah, chestia aia, chestia da, și da. Aia, mamă, ce... Uite ce e sus acolo pe tavan, Doamne. A, și tu vezi? Da, da, da. să facem pomut de gaz la ochi un podcast. Da. Touch my body. Dar mai bine ne uităm într-un podcast sau un film și nu... Nu, da, da, uite asta mă, momentul sponsorului, dacă vrea cineva să susțină acest canal, gen, ca, da, sponsor serios, gen o firmă, da, ceva, da, nu vorbesc de Patreon sau ceva. Sony. Mamă, bă, eu am fost fascinat mereu de ce televizoare de a Sony sunt așa scumpe. Și camere, multe chestii de a Sony sunt foarte scumpe. Și numele. Gen nu sunt bune, doar numele. Sunt bune. Gen, e o diferență mare de preț între ele și așa. Nu e foarte mare. Păi acum mai sunt Samsung, la televizoare am văzut că scoate în ultima vreme. Dar sunt ieftine la Samsung, gen sunt mereu găsit oferte la Samsung. La Sony nu prea am văzut în astea. Păi eu nici mă uit, nu am vrea să-mi cumpăr la televizor acum. Dacă n-am mai venit bani din YouTube. Nici că o să... Bine, pe podcast ăsta cred că scoate mulți. Da. Poate nu o să mai fie un 0 prima cifră, o să fie 1. Wow. Dar nu e vreun podcast sub 100 de vizualizări. Da, o să știi că... Dar știi care e faza? Eu, gen la podcasturi intră chiar lume, gen la ce bășim vorbim pe aici, intră lume care chiar e gen simt că intră să mă vadă pur și simplu și să zic orice. Așa zic ție, da. Nu, că nu zic că intră să mă vadă, gen zic că, a, ce discuții interesante, dar eu cred că intră ca să mă vadă. Gen asta aș vrea să cred. Da, și eu cred la fel. Și vreau să zic o poezie. Nu, aia. Recomandare de carte, vreau să fac o de recomandări pentru, gen, pentru cine a ajuns aici, felicitări, ați câștigat niște recomandări de muzică, de filme porno, de cărți. Comic book-uri și un film. Hai să... Vrei să începi tu primul cu... Te întreb așa. Recomandă o piesă. O piesă? Ce asculti acum? Băi, în peripii? De la noi ascult rap, știi asta? Zici doar o piesă. Nu știu, cam orice de la Samurai. Ascultați Samurai. Asta e român? Da. Și ceva din afară? J.Cole, îmi place. Și o piesă de la J.Cole? K.O.D. Code. Și nu recomanzi Travis Scott? N-ascult Travis Scott, chiar că ascult toată lumea în momentul ăsta Travis Scott. Așa. Mai departe, o recomandare de carte de la Comics Origins. Care? Ceva ce ți-a plăcut. Deci, sau ceva ce vrei să te apuci și citesc în momentul ăsta Blaze de la Stephen King. Bine, Stephen King când scria sub numele de Richard Bachman. Dar de ce scria? Păi, gen care-i numele lui real? Păi, Stephen King. Sau e Richard. Da, nu. Deci, el, că era un moment dat că cărțile lui se vând doar pentru nume. Și a vrut să scrie un experiment. Da. Să vadă așa o chestie. Și s-au vândut și alea Da, seama când îți merge așa bine ca scriitor, să ajungi în stadiul în care să faci chestii, să te sabotezi. Da, exact, să te sabotezi singur. Și să nu-ți peste. Asta înseamnă să ai succes. Așa, despre filme porno, cred că vrei să recomand. Nu recomand. O să vă recomand eu două atunci, așa. Comic book, hai că aici trebuie, dacă nici tu nu știi să recomanzi un comic book. Da, dacă e... cine să mai... Păi am zis Red Hood în primul podcast, Red Hood and the Outlaws de la Rebirth. Ah, dacă l-ai adus atunci. Da. Și ai recomandat și Constantin. Watchmen, da, Constantin, evident. Watchmen. Știți să citească Watchmen? Da, știți Watchmen, e și în română în momentul ăsta. Dar e cam gros pentru cineva care nu. Băi, nu știu, tot ai citit? Watchmen și V for Vendetta am citit în engleză, le-am în engleză. Ah, da. Dar în român am citit Batman-ul și ce știu foarte. Deci, recomand Watchmen. Așa. Păi, Hellblazer de la Vertigo. Și ceva de la Dark Horse? Hellboy nu e de la Dark Horse? Sau e tot e de la... Bă, nu mai știu ce serie au acum Dark Horse. Asta e cam cu ochi. Zi tu până arunc eu. Păi stai și mai e o recomandare cu asta. Recomand un film. Un film? Da. Din... Nu trebuie să fie neapărat bun. Un film, că eu o să recomand ceva care nu e. Ce mai e acum la cinema? Da, să meargă la cinema? Nu merg la cinema. Filmul preferat de război, l-am revăzut acum câteva zile, Black Hawk Down. Black Hawk Down. Cu cine? Băi, sunt mulți, mi se pare că e și Tom Hardy în el. Mamă, păi dacă e Tom Hardy, e suficient. E din 2000. E suficient să vă convingă. Uite, mă dau multe chestii. Așa, între timp eu o să recomand. O să încep cu, evident, cu filmele porno. Prima recomandare pentru băieți aici, actrița Mandy Flores, are filme cu poveste, de-astea mai lungi și am văzut unul, n-aș vrea să zic recent, deși cam așa e. Bravo. Cum ea l-a înșelat pe bărbatul cu unul și apoi ăla vrea să-i zică bărbatul că s-a culcat cu nevastă sa și se mai pute două ori ca să tacă ăsta să nu-i zică lui bărbatul. Bă, nu e Tom Hardy. Nu e Tom Hardy din ăsta. Nu, dar sunt mulți, e un McGregor. Așa, și pentru fete căutați orgy, party, ceva cu stripper. Gata, schimbă subiectul. Bun, păi nu, păi gata, atât aveam să recomand. Și în materie de carte, vreau eu acum să-mi iau o carte neapărat, se numește Pupăza din Morții Tei. O găsești la... costă 40 de lei și o găsești la Rostul la Cărturești. Dar eu n-am zis la tine să nu și așa ceva. Păi știi că sunt bune recomandările mele. Pupăza din Morții Tei e scrisă de Gabriel, nu mai știu cum, dar nu-l cheamă așa. Nici măcar nu știi cum îl cheamă. Pentru că toată schema la cartea e numele ei, cărții. Pupăza din Morții Tei pur și simplu povestește ce citeau părinții înainte de culcare, deși mie nu citeam mai mic înainte de culcare. Ce se zice că citesc părinții înainte de culcare, dar că adaptate în 2017. Dar merge și în 2019 să citiți, că regulile din 2017... Mai bine nu citiți deloc, e. Regulile din 2017, te rog să nu mă mai sabotez, că o să editez partea asta. Nu o să editez partea asta, o să pun exact așa. Dar, uite să vă zic o poveste foarte... pe care am zis-o la câțiva dintre voi care vă uitați acum, doar că e foarte amuză, ție ți-am zis-o. Deci nu o să... El a râs foarte mult prima oară, acum e... Care poveste? Ia să... Hai că-s curios. Moment de liniște. Suspans. Gata. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza, altă pupăză, nu eu, și spune: băi, homosexualilor! Urât din partea ei să zic asta în 2017. Cred că tu râzi de faptul că am spus-o, iar... Gata, s-au pierdut bani. Bă, da, sunt foarte mișto, gen, au așa esență. Uite, mergem într-o zi în cătări și să dau și citești o poveste de 2 pagini, că sunele mult mai bine, n-am cum să rețin 2 pagini, că nu sunt deștept. Așa, recomandări de comic book-uri. Da, ia, zi tu acum. Păi stai să mă amintesc ce am citit ultima oară. Venom Rex. Dacă v-a plăcut filmul Venom, trebuie să știți Venom Rex, că aflați mai multe despre planeta aia simbioților și Venom Planet of the Symbiotes, pentru că apare Mary Jane, bă, și e... N-aș vrea să zic că e bună. Da, sau că e foarte bine desenată. E foarte bine desenată, dacă mă înțelegeți. Mă înțelegi, nu? Da. Băi, și Peter Parker în boxer, woo! Yeah! Ce? Mai... A, și muzică. Trebuie să recomand muzică. Am văzut gaura de la tunel. S-a jucat o viață pe fața ochii. Era până dacă se pătează covorul ăsta ferit. Aveți ce reflexa? Foarte important, vreau să recomand Black Sabbath. Pentru că voi... și manele. Deci, dacă ați văzut filmul Hangover... Da, nu, dar... Ți-ai zis că îți place, bă. Te duce la un concert, bă? Uite, dacă ți-ar da cineva acum bilet la Metallica, te duci? Nu. N-ai cum. Ce? Nu mai știu, nu-mi plac. Deci, singura tupă de rock, dar bine, ce-am mai întrebat eu așa... Nu prea e pe categoria rock. Da, nu prea, căci că e foarte soft rock. Ar fi Kaleo. E mai un country. E ceva în... Cu chitara aia, de exemplu. E tare, dar nu prea e... Nu prea e rock, nu? Da, gen rock, cred că ar fi de undeva de la măcar Guns N' Roses și AC/DC. Bă, n-ascult, nu știu. Nu, ascultați AC/DC, Back to Black sau Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck. Mă rog, ascultați de la AC/DC. De la Metallica ascultați Enter Sandman. Da, aia îmi place, aia îmi place. Tare. Da, aia e chiar mișto. Deci cu intro-ul ăla, chitară și așa, este plin. Da, aia e chiar mișto. Și apoi e... E prea tare, că te prinde foarte mult. Așa? Și de la Depeche Mode, Personal Jesus, o știi? E super veche. E clasic. Aia cu Reach Out The Touch Fate. O am eu pe Instagram, dar vlogul nu stau degeaba când mănânc ciorbă de perișoare. Da, nu stau degeaba. Voi stați degeaba? A doua întrebare. Când vă uitați la acest podcast. Voi stați degeaba? Vă spune dacă se uită cineva la acest podcast și se gândește, mama, abia aștept să văd ce învăț astăzi. Da. Ce mai învățăm astăzi de la podcast? Da, și... aș vrea să cânt pentru fetele norocoase și băieții norocoși. O cheie grandioasă a podcastului. Gen, dacă până acum nu v-am convins să nu vă uitați la podcast, acum e un motiv bun să vă o să vă conving cu ce urmează. Mai vrei să stai aici când o să cânt? Sau? Dar să mulțumesc de invitație. Hai mă, stai, te rog, ascultă-mă. Adică nu cânt bine, dar mie îmi place să... Gen, eu am foarte mult curaj când sunt beat. Cânt atunci, mie îmi place să cânt când sunt amețit. Că atunci am scuză, gen, dacă nu... Aia, eram și eu amețit, dar acum nu sunt și mai... Am băut niște mirinda, adică... Ești pregătit? Da. Și recomandare de film, uitați-vă la seria Hangover, da. Pentru că am chef să mă uit la niște comedii. Și melodia asta din... Da. Hangover. Am emoții. Ești pregătit? Am emoții. Dar să nu râzi sau ceva. Poți să trăiți într-o altă parte. O să falsezi foarte mult. Sper să n-apar. What do tigers dream of when they take a little tiger's nose? Do they dream of zebras or Halle Berry in her Catwoman suit? But don't you worry, your pretty striped head. We're gonna get you back to Tyson and your cozy tiger bed. And then we're gonna find our best friend Doug. And then we're gonna give him our best friend hug. Doug, Doug, whoa, Doug, Dougie, Dougie, Doug, Doug. Boom. Bravo! 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 Asta a fost, trebuia să zic acum, bum, șacalaca și din alea. Bravo! A fost emoționant. Am avut emoții. A fost copleșitor. Ți-a plăcut? Normal. Mult, mult de tot, mult. Te-ai gândit vreodată să duci la Vocea României? Întoarce-te, întoarce-ți scaunul. Am un da de la tine, am un X de la... Nu X, că e cu steluță, da, nu X. Da, nu cred. Mai încerc, o să mai exersez pe melodia asta, dar... Ar trebui. Sper că v-a plăcut așa. Bă, cred că ai și cât are, pot? Cât are? Cred că vreo 40 de minute. Bă, cam mult. În încheiere... Ținând cont că ne... Bă, nu, eu am scuză, am cântat faz pentru că mi-era foame și îmi cânta foamea din mine, nu eu. A, mai facem o încercare la... Când mâncăm. Da, o să mai cânt acolo. Mi se iasă mai bine atunci. Da, mai ales că acolo am și public. Deci o să... Într-o oră avem concert în mall. Parlec, cine vrea să vină. Cine vrea să vină peste o săptămână. Vă dăm și un cartofior. Când apare, nu știu unde. Peste o săptămână. Nu, o să mă chinui să... Da, mâine mai mult ca sigur. Deci, nu, mâine mai mult ca sigur. În momentul ăsta, foarte... Voiam să zic că podcastul ăsta. Asta vreau să zic și eu. Ah, bine, zic. Ai zis tu acum. Bine, hai că zic eu. Deci noi filmăm podcastul ăsta joi și apare vineri și podcastul pe care spre care vă trimit, l-am filmat miercuri, dar apare astăzi când filmăm acest podcast și un fel de Inception și toate lucrurile astea, toate nebuniile. Dar ideea e că vă las în descriere pe lângă canalul Comics Origins și un podcast, primul podcast în care am apărut eu la altcineva. Pe canalul meu a apărut chiar el. Și am fost foarte emoționat. Dar nu știu de ce. Pentru că nu știu, mă simt bine când sunt la altcineva. Gen, cel mai bine mă simt aici la mine. Gen, cred că îmi place mai mult să fiu host decât să fiu guest. Nu prea mă simt bine. Gen, știu că trebuie să tac foarte mult și să ascult și nu, nu mă simt foarte așa, nu știu. Era și primul, gen, dacă mă mai duc la altcineva, la un touching movie... Tora mine, evident, ce-ai zis touching movie. Nu e touching movie? E talking. Bă, dar prima oară era touching. A scris T-O-C-H-I-N-G și apoi... Păi, română, talking. Păi, e T-A-L-K, talking. Nu, gen, a scris în română T-O-C-H-I-N-G Talking. Am zis că gen, atingi filme și era tare, că la filme te vezi și acum le atingi. Mă gândeam că deci tu e ceva nu mai interesat. Dar o să folosesc eu de acum. Touching movies. Touching movies. Touching movies. Touching movies. Încheiem aici. În mare stil. O să încheie exact așa cum am și început cu... A, da, și subscribe la Comics Origins. O să vă pun în descriere. Gen, subscribe cu majuscule și o să las link-ul și podcastul. Dar să-mi amintești, gen, o să te anunț când pun post și o să-l trec. Da, așa. Și o să închei exact așa cum am început, cu aceeași nostalgie și același... Nu. Mulțumim că v-ați uitat la acest podcast extraordinar. Sper să reveniți și la următorul podcast. Și vă mulțumim că ați stat până aici și lasă-ți jobenul așa, pe așa, gen în semn de mulțumim. Eu să-mi las ochelarii. Și încheiem aici. Hai că ce foame. Hai să mergem să mâncăm. Bine ai venit în tărâmul nimănui, unde toți își fac iluzii după ce-și pun pofta-n cui. Ăștia sunt ținte cum se nimere scoare, trăiești cu ardoare, vrei să bată la soare. Ei, totul de-a gata, tu ești miezul tuturor. Oacere, ești prea bătrân, tu ești nemuritor.